să-l bată să nu-l dege. Asta este mai handicap. Adugat astea zice că bată degetul ăsta mai într-un decât să curma. Ce frumos. Nu, să vin până la sfârșit. Să-mi spuneți cam cât timp vreți voi să stăm aici? Bun, să alegeți voi. Să-ți au stat unul cu mine. Amor! Pretenție. Dar nu cred că are flash player. Patru, bă, clar. Dar nu prea vedeți voi de aici. Vedeți? Vede. Haideți să-l mai dăm pe dată. Sunteți ok toți? Da, da. Se vede? Da. Da, să-mi spuneți să vedeți bine sigur, da? Da. Aseară l-am văzut. Este super frumos. Nu știu dacă v-am plăcut, dar mai încolo, acum poate nu-l simțiți așa, dar mai încolo, cei de vârsta mea sau chiar mai tineri decât mine și nu mai vorbesc cei mai mari decât mine de vârsta părinților voștri și mai încolo, o să simtă un astfel de clip foarte mult. De ce? Pentru că voi aveți o libertate pe care nu-i treptat și voi la fel, și asta este problema întregii societăți, o pierdeți. Voi aveți puterea acum să faceți ce vreți, le puneți în minte și le faceți, efectiv. Dar treptat, treptat, o să ajungeți în viață să
nu mai puteți să le mai faceți. Și consider personal că este vina noastră acest lucru. Atât timp cât voi nu o să vreți să faceți lucrurile acelea la care visați și să vă duceți la facultatea pe care vi se impune. Eu fac parte dintr-o organizație, printre altele, fac parte din mai multe organizații, dar printre altele fac parte dintr-o organizație a celor care au studiat în afară, la cele mai bune universități din afară, unde visează multă lume să ajungă să studieze. Dar vă spun că am întâlnit oameni cu studii mari, înalte, la cele universități, care nu sunt atât de impresionați. Nu înseamnă să ai note bune, să fii cel mai bun. Trebuie să ai acea pipie pe care te-am înțeles, voi o aveți aici. Să rămână. Și așa pe jos, sincer, dar de aici m-am gândit din altă parte și m-aș mândări. Este păcat, pentru că deseori stau și eu și privesc în urmă și văd, îmi aduc aminte, îmi place să mă timp pe străzi, pur și simplu, și să privesc, nu știu, pentru mine, lumea de aici este într-o plină forfetă, este într-o plină nebunie. Când dacă ridic ochii și mă uit chiar și la blocurile astea, așa răpciugoase, urâte cât sunt, dar și pe stradă, parcă e altă lume. Poate pentru că o privesc de jos în sus, nu știu. Dar ar fi frumos, nu știu, să poate să vă întâlnesc peste câțiva ani și să văd că v-ați făcut, v-ați îndeplinit visurile și că n-ați mers la o facultate sau n-ați mers pe un parcurs doar pentru că părinții v-au zis acest lucru, doar pentru că e bine să-i ascultați și pe ei, pentru că știu și s-au lovit de probleme, dar e bine să aveți și voi personalitatea voastră. E un lucru extrem de important. Pentru că vreau să vă întreb un lucru, un lucru pe care i-a întrebat oameni mai mari ca voi, ca și vârstă, și am zis, lume, voi cine sunteți? Da? Puteți să-mi răspundeți pe rând fiecare cine sunteți. Cum vreți? Fie că îmi spuneți nume, fie că îmi spuneți mai multe decât nu. Să încep cu tine, că ești cel mai înalt, așa. Eu să răspund. Îmi spui ce vrei, absolut ce vrei. Vreau foarte mult animalele și vreau... Și mie și-au să veterinar pe care era veterinar. În afară? Sau în țară? În țară, și-am trei pisici acasă. Am avut și prin plan mai mult câini. Te rog, am făcut trei câini. Și vreau să studiez în afară, să devin veterinar. Da? Iau, foarte frumos. Să-ți strâng legătura atunci. E chiar oncolog. Știi ce înseamnă oncologie? Partea cu cancerul cu asta. Next. Cine vrea? Haideți. Haideți. Curaj. Uite, vezi, te-a nominalizat. Cel mai mare ca vârstă, nu? Ba nu mai am acasă... Cine mai e cel mai mare? Am acasă două pisici. Și... îmi place să mă distrez cu prietenii, ne ducem la joc. Ce înseamnă să te distrezi cu prietenii? Când jucăm fotbal, discutăm. Despre? De toate. Fete. Secret. De ce? În mare parte, nu? Nu. Bine. Este vârstă, normal. Trebuie să lasă să nu vă mai feriți de multe lucruri. Doar atât, dar știi care este treaba? Trebuie să păstriți o anumită decență. Atât tot. Adică să știi că există o limită. Să nu... Și nu impusă de cineva, o să o simți tu. Trebuie să simți ceea ce efectiv gândești și trăiești și o să vezi. Știu că pare acum așa, știi, vine să și-mi spune mie la ora asta despre asta. O să vezi că mai încolo e foarte important. Și va fi foarte important și când îți vei alege ce faci în viață și când te duci și zici, dom'le, la 12 noaptea îl sun și vreau să ieșim când vei fi mai mari, să mergem, nu știu, fugim până la mare și ne simțim bine. Și că vrei să te duci să aplici pentru nu știu ce facultate mare și să te duci să-ți vezi de viitorul tău. Toate astea se simt. Next. Cine e din următor? Sau dacă mai ai de spus ceva? Sigur? Tot cu animale și tot veterinarul este bai? Da? Da? Hecă. Ai tips. Da? Să faci software, programe sau? Da. Da? Că mă pricep la PHP, HTML, MySQL, din astea.
Este o piață chiar în creștere la noi, țara, poate. Și la Hechis. Și multă... Da? Și la Hechis? Da. Îi cunoșteam prin anii 90 pe unii din cei mai buni hacker de la noi. Chiar stăteau aproape de mine. Unul dintre ei fiind cel care, nu știu dacă ați auzit voi, a fost un băiat care la un moment dat a spart și conturi de la NASA prin anii 90. Sau au fost mai mulți care au mai făcut recent, dar atunci era ceva nou pe vremea aia. Cine e următorul? Haideți. Ai văzut? Vă dați singuri. Am văzut mai da. Eu sunt Ștefan. Ce se crede? Nu știu sigur, acum fac lucruri din Lego, foarte mult. Și schițez lucruri. Ce ai? Mașini, borci. Și te-ai interesat să te duci pe partea asta sau nu știi? Nu știu sigur. Mai vrei ceva să ne spui? Nominalizezi tu? Mihai. Așa. O să arăt un RSI, că ăsta nu-i chiar RSI. Și... învățeți basket. Da? Da. Cât de bun? Foarte bun. Da? Și ești bun? E foarte bun. Da? Și te-ar interesa să te numești pe domeniul ăsta? Da. Foarte frumos. De am un prieten care acum a făcut un campionat la nivel studențesc pe basket și pe fotbal. Da, și sunt multe în 60 de centri universitare în țară. E prima oară că se face așa ceva. Da. Te-ai nominalizat. Mă numesc Tudor. Îmi place matematica. Sunt mă rog la calculator. Sunt pe net. Așa. Și? Atât? Ce vrei să faci? Deocamdată nu știu. Nu m-am gândit foarte mult. Da? Nu, eu stai de niște că nu e problemă. Unii se hotărăși mai târziu, alții mai devreme. Eu nici acum nu se hotărăt. Chiar dacă am, lucrez asta, nu crede-mă că nu se hotărăt. Nu știu ce vreau și unde e exact locul. Și nu e locul. Și o să vă explic după aceea de ce. Nominalizez pe cineva. Am văzut că așa s-a creat. Văd că vă știți deja care se duce la care. E bine asta. Sunt Ieruna. Îmi place să pictez, să fac schițe și să citesc anumite tipuri de cărți. Ce tipuri de cărți? Ce? SF. Foarte frumos. Și asta din ciclul 1 sau? Asimov, ce? Am terminat Harry Potter. Am înțeles. E fantastic. Da. Da. Foarte frumos. Să știi. Și acum îți stimulează imaginația foarte mult. Și că nu știi pe unde vrei să o iei, ce parte, ce direcție. Chiar am cunoscut o domnișoară prin DSK Gifted Education care s-a dus, nu mai știu unde s-a dus să studieze, prin Elveția, mi se pare, și care scria deja cărți din acestea, literatură fantastică. Serios. Și era, nu mai știu, cred că era de liceu ceva între noi. Dacă simți, pune mâna, nu strică nimic. Ai încercat. Și vă spun eu sincer, știți de câte ori am dat greș? Umor. Nu trebuie să fie frică, a, că mă etichetează, nu știu ce. Fă-o de 1000 de ori, să fii mai bun decât ei pe domeniul meu, să vezi. Nominalizez pe cineva asta, dacă mai ai ceva de spus mai. Dă prin șapet, am văzut că așa e moda. Așa. Anumite cărți de care? Uite, vezi, Iana, sunt fantastic. Depinde ce îți place. Depinde de moment, nu? Da. Da. Și nu știu ce vreau să fac. Noi, acum, în mâna, vreau să mă fac veterinar. Dar nu mai știu ce vreau să fac. Am înțeles.
Vrem de un cabinet până la urmă. Nu? Spui cine am numele Așa. Helena și îmi place să iau interviuri, să aflu lucruri mai despre oameni. Și cum e interviuri? Să aflu multe lucruri despre oameni, să aflu ce au făcut ei, ce... Poate mă întrebi și pe mine ce vrei să aflu. Și îmi place să pictez și înțelegi. Am văzut că multă ori atât. Că stai ce s-a făcut, o să ajung la tine. Da. Și tot atât citesc că să science fiction. Am înțeles. Ce înseamnă science fiction? Repetăm. Tot Harry Potter? Nu neapărat. Ce Harry Potter și... Battlestar Galactica. Să vă explic eu puțin aceste întrebări, dar după aceea, la final. Nominează-ți pe cineva. Cea mai mare de aici. Tu ești șerpa, nu? Nu. Eu sunt Antonia și îmi place să ascult muzică, să desenez și animalele. Mulțumesc. Și te-ai hotărât? Mă gândesc și eu să vă da? Tu nu știu. Tu chiar ce pune de un cabinet ceva. Da. Atât? Ok. Nominalizat prin cineva. Cel mai micuț. Ce te vezi? Ești cel mai micuț, nu? Ce vârstă ai? 9 ani, bine-ai 10. Mulți înainte, am și eu nevozică de 8 ani. Mă numesc Andrei, îmi place numele de bicicletă, să mă rog la calculator. Da? Da. Ai vrea să mă fac doctor. O să te explic eu de ce, când ești mai mic, ești mai hotărât, știi ce vrei, e legat și de ce ați văzut aici. Cât o să vă depărtați de această voară, o să deveniți foarte siguri. Și o să lăsați pe alții, și asta este greșit, fac o paranteză acum, îmi cer scuze, o să lăsați pe alții să decidă pentru voi. Și n-ar trebui să fie așa. Iar ar trebui doar să vă dea niște sfaturi și voi după aceea să spuneți după cum simți și după ce ați învățat în timpul școlii și astea, să spuneți ce vreți să faceți. Și să alegeți chiar voi acest lucru. Nominalizați pe cineva. Pe mine mă cheamă David. Îmi place să mă joc de calculator și să eu ales afară și îmi place foarte mult când merg la mare să am mai mult în piscină, pentru că apa din mare este sărată și mai greu să mă scop în încălcările. Și până aș vrea să mă fac mare, vreau să creez noi jocuri pentru că da. Cum vreau eu. Te ariezi. Poate faceți să te urmezi? Deci avem un cabinet veterinar și poate punem și de o mică echipă, un mic business aici de pe IT, ceva, un soft, că tot e la modă și se cere. Vă spun eu că piața este chiar în creștere. Da, da. Am niște prieteni, uite, care sunt la prins, am pe matematici aplicate. Serios, acum a ales să lucreze pe Wall Street la Merrill Lynch. Este una din cele mai mari companii de brokering și de investment, da? Și, mă rog, se oferise să fie asistent la Stanford. Și a ales până la urmă treaba asta, că este mai aproape. Stanford era pe coasta de vest și asta e pe coasta de est. Și pentru că salariul lui anual este de six figures, cum se zice. Deci de peste 100, între 100 și 200 de mii de dolari. Sună frumos, nu? Așa că poate îți urmezi vis, te gândești, vezi? Dar să știi că banii contează întotdeauna. Și o să vă spun după aceea. Iar ai mai spus ceva, notul. Eu am făcut not. Și puțin polo la Dinamo, când eram cam de vârsta ta am început. Ne puneau așa vreo 20 de bazine să facem de încălzire. Încă nu, suntem prea puțini. Nominalizează pe cineva. Mă numesc Tudor, îmi plac pe și anime-urile. Ce anume? Anime-urile. Desenele animate japonezi. Ah, anime, da. Și nu vreau să citesc. Manga, da, toate astea.
Frumoase erau astea. Ai văzut Akira? Nu. Îți recomand. E unul cel mai, una din cele mai frumoase animeuri făcute prin anii 80 făcută. Akira. Da. Și e chiar și foarte inteligent. Chiar îți recomand. Pe tine te-am nominalizat? Numele meu este Alexandra. Îmi place basketul. Așa? Să citesc cărți, să mă joc pe calculator și cam atât. Ce cărți? Depinde. De? Moment. Da. Te-ai hotărât cam pe unde vrei să iei? Sau nu? Nu prea. Nu. Numele meu este Cosmina și sunt pasionată de echitație. Și pe mine mă cheamă Cosmin, pe lângă Dragoș. Da? Atât? Chiar ieri vorbisem cu cineva care tot așa spunea că și-a găsit o nouă pasiune, echitație. Lucrul pe care l-aș face eu în toate școlile, aș face o mică, nu știu, fermă sau cel puțin să existe animale. Copiii să intre în contact cu animale. S-a pierdut foarte mult treaba asta. De aici și lipsa de respect față de animale. Le tratăm ca pe niște obiecte. Știți că unii oameni le scot unghiile pisicilor ca să nu zgârie prin casă. Sau chiar și partea asta de castrezi tocmai ca să nu-ți facă probleme. Până la urmă sunt niște vietăți care unghiile alea au niște funcții pentru ele, care faptul că au acele organe de reproducere, când sunteți deja mari și nu vorbim aici la lucruri, sunt niște funcții care, dacă știți foarte bine, dacă te interesează acest domeniu și cei pe care sunt cei care sunteți interesați de acest domeniu, dacă sunt extirpate, le creează niște disfuncții pe alte, dereglează multe funcții interne. Și trebuie măcar o dată în viață să aibă reproducere. Dacă e efectată, chicăită. O dată în viață e obligatoriu să aibă reproducere. Așa o ieși, că să ieși. Da. Și asta zic. Da. Despre mine. Ok, Dragoș Preda mă cheamă. Să zic că am fost implicat în ESCA din 2009. Așa cum am spus-o deseori, am trăit în ultimii 3 ani de zile mai mult decât în cei aproape 30 de ani pe care i-am. De ce? Pentru că am dorit. Multă lume m-a întrebat de ce am făcut atâtea lucruri și am făcut chiar multe proiecte. Multe adresate celor de vârsta voastră. Și alții au zis că aș fi genial, alții au zis că un băiat extraordinar, mi-a zis un singur lucru și mi-am dat seama de ce, pentru că sunt perioade, m-am analizat pe mine, fac lucrul acesta cam de pe la vârsta voastră. Sunt perioade în viața mea în care câteodată stagnez și ce înseamnă această pasivitate? Înseamnă că mă arunc asupra, să zicem, citesc mult, mă documentez mult, acumulez ca și knowledge foarte, foarte mult. Și la un moment dat simt nevoia pur și simplu să las toate astea, să nu mai citesc nimica și să, nu să dorm, să lucrez în viața socială. Să mă întâlnesc foarte mult cu oameni, apropo de cine zicea că îi place să se vadă cu oameni. Sunt considerat unul din cei mai buni networker din țara asta, dacă știi ce înseamnă. Cu oameni care conectează oameni. Agenda mea de telefon are peste 2000 de numere și nu sunt toate, sunt doar cele pe care le utilizez curent. Și tocmai pentru că am vrut. Și știți ce frumos este să conectezi oameni? De aceea v-am legat și pe voi în funcție de... pentru că vă spun un lucru, atât timp cât țineți informația despre voi, atât timp cât voi vreți pur și simplu să... Doar eu să știu, doar eu să am, la un moment dat, să zicem, o să strângeți, o să acumulați multe informații, mulți oameni o să vină spre voi și nu o să puteți mai gestionați. Pe când dacă îi dai, uite, și îi spui, domne, uite, lui îi place mai mult basketul decât mine, atunci îi dau, uite, conectez cu ea și mai
alte echipe de basket și cu el și cu nu știu ce. Și atunci îi las pe ei, mai, ei pentru că sunt prieteni și pentru că eu i-am împrietenit între ei, o să mă cheme să joc basket, dar eu pentru că nu sunt atât de interesat, o să mențin acea relație cu ei tocmai pentru că i-am conectat. Noi un lucru nu știm și oamenii, în general, nu cunosc lucrul acesta, că e bine să dai. Foarte bine. Eu vă spun din experiența mea. Așa am ajuns. Și nu sunt unul agresiv. Sunt unii la reuniuni, la tot felul de întâlniri de genul ăsta, foarte agresiv. Că spun, da, te scut, vă, trebuie, știți, eu sunt, dacă se poate, hai să... Nu, eu stau frumos locuri și cu toate acestea am făcut mai mult și am amplificat rețeaua asta de, să zic, contacte, mult mai mult decât alți oameni. Tocmai de ce? Pentru că trebuie să fiți atenți la fiecare dintre cei din jur. Trebuie să fiți atenți la ei, să vedeți la mimica lor, să vedeți ce le place și să vedeți să încercați să le oferiți ce le place. Și vă spun eu că o să fie mai bine decât dacă veți dori să-i zgândăriți. Câteodată e bine să-i tachinezi. E drăguț. Niște înțepături nu strigă câteodată. Știți cum e viața? Viața e așa. Și problema e că adulții deseori nu înțeleg că este așa. Deși o acceptă, o analizează, sunt statistici pe matematică, nu mai vorbesc nu știu câte lucruri care pur și simplu le arată oamenilor că există momente de ups and downs. Și asta știți și voi. Nimic nu se învață, vă spun eu în viață. Se descoperă. Nimeni nu este mai citit decât nimeni. Doar că unii sunt mai interesați, au voință mai mare decât ceilalți și vor să dea la o parte și să vadă ce este dincolo. Să descopere, să citească mai mult, să afle mai multe lucruri decât află ceilalți. Acesta este singura diferență. Și dacă voi veți crede că unii au mai mult decât aveți voi, este greșit. Singurul lucru pe care l-au în plus față de voi este dorința de a descoperi, de a afla, de a ajunge unde vor ei să ajungă. Asta este singurul lucru. Și mulți, și problema este că școala de acum, asta este, am lucrat și pe legea educației și pe mai multe lucruri și pe voluntariat. Legea de acum ne bagă, și nu numai legea, sistemul de educație de acum ne bagă așa niște căsuți, știi? Ce vrei să faci? A, păi, părinții îmi spun să mă duc la drept, că acolo merg cam toți și ai o viață bună, câștigi bine. Da, dar știți cât stau oamenii? Eu am colegi care stau. Stau 12 ore, ajung la 10 seara, 11, 12 și ani, și ani, și ani, și ani. Mă întrebați oamenii cu ce se bucură la finalul unei zile? Cu mâncare și cu patul? Cu toți banii aia. E adevărat că în weekend se duc și se... Eu nu zic să nu vă faceți. Dar încercați să le alternați. Eu cred că ăsta va fi viitorul, în general. Al vostru, nu al nostru. Chiar dacă nu e atât de mare diferența între mine și voi. Și anume acela al alternării. Și cum le-am zis multora care vor să plece în afară să studieze, le-am zis că mergeți să studiați în afară. Dacă vreți să reveniți, reveniți. Rămâneți totdeauna atașați de viață, de țara asta de aici. Chiar azi am fost la o reuniune pe Franța, acolo am studiat eu. Pentru că sunt zilele francofoniei, dacă nu știați asta. Și ieri și săptămâna aceasta îndeosebit. Și le-am vorbit despre experiența mea. Și plus că de fiecare dată când lumea spunea, domnule, vrem să-i întoarcem acasă pe toți care... Și nu, mi-am zis, de ce? Să rămân acolo.